Universitatea Politehnică Timișoara începe o nouă etapă de înscrieri pentru locurile rămase neocupate. 304 locuri bugetate, respectiv 509 cu plată, îi așteaptă pe absolvenții de liceu care au dat examenul de bacalaureat în sesiunea din toamnă. Pentru absolvenții care doresc să mai prindă un loc bugetat, Facultatea de Construcții, respectiv de Mecanică, oferă cele mai multe astfel de locuri. Sesiunea din toamnă a concursului de admitere se va derula în perioada 5-14 septembrie. La unele specializări de la facultățile Universității Politehnica se organizează examen de admitere, candidații fiind evaluați în data de 10 septembrie. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate în data de 14 septembrie. Unitatea noastră de învățământ este o unitate clasificată în categoria celor mai bune universități din țară, ceea ce impune o anumită conduită. Noi încercăm să asigurăm studenților condiții atât pentru educație cât și pentru cazare, respectiv de trai, decente la nivelul anului în care ne aflăm, 2014. Piața muncii este o piață care are o anumită fluctuație. Oportunitățile la care ei pot să participe în contracte de cercetare sau în proiecte care se pot obține în momentul de față sunt mult mai mari decât în anii precedenți. Deși în domeniul acesta tehnic se vede că lumea nu prea a optat pentru o continuitate a pregătirii, avem și pregătirea permanentă, deci avem opțiuni nu numai pentru studenți, ci pentru cei care au absolvit și doresc să-și continue studiile sau să-și facă o perfecționare. Deci încercăm să oferim la toate nivelele un grad corespunzător de pregătire și o paletă largă de specializări, astfel încât oamenii să fie bine pregătiți și apoi absorbiți cât mai mult pe piața muncii. Pe de altă parte, Universitatea Politehnică Timișoara oferă cazare pentru toți studenții săi. Anual, în perioada verii, căminele sunt renovate. Din totalul de peste 6.000 de locuri în cămine, jumătate sunt precazați. Cazările studenților începe data de 18 septembrie, iar precazările vor fi valabile până inclusiv luni 22 septembrie. Studenții ar trebui să știe că noi încercăm să oferim tuturor studenților noștri cazare în căminele studențești. Universitatea Politehnică din Timișoara dispune de 16 cămine studențești, în totalitate renovate. Mai sunt câteva cămine care deja au anumite probleme, dar încercăm să le rezolvăm pe parcursul anului universitar. În perioada care a trecut am intervenit la 4 dintre căminele studențești, căminele 19, 20, 21 și cămin 8. S-au făcut reparații locale și respectiv igienizări totale la căminul 21, astfel încât studenții să aibă condiții normale de cazare. Referitor la cazare, studenții ar trebui să știe că începe acest proces de cazare în 18 septembrie, deci joia următoare în 18 septembrie, urmând ca să se desfășoare procesul de cazare până în 22, prima zi de școală. Deci în 22 septembrie este prima zi de școală a anului universitar 2014-2015, iar structura anului universitar este cea cunoscută, în sensul că avem 13 săptămâni de predare până în preajma Crăciunului, până în ajunul Crăciunului, după care urmează 2 săptămâni de vacanță, încă o săptămână de predare la începutul anului 2015, urmată de 3 săptămâni de sesiune. O săptămână de vacanță și o săptămână de restanță. Deci este o structură bine cunoscută în Universitatea Politehnică pe care o continuăm. Structura universitară am încercat să o menținem pe aceeași idee cum am avut-o și anii trecuți, având experiență ce s-a întâmplat și cu gradul de promovabilitate și cu implicarea studenților în procesul educațional. Noi avem în total aproximativ 6.050 de locuri de cazare. Din acestea, cam 1.500 de locuri sunt în căminele de 2 locuri. Restul sunt în căminele de 5 locuri. Deci aproximativ 4.000 sunt în căminele de 5 locuri. În ultimii ani am încercat să nu depășim această normă de cazare pe camera studenților, deci am reușit să respectăm norma sanitară. Cum poate un student să dispună de un cămin de 2 locuri? Se ia în funcție de medie? Avem anumite criterii specifice pentru alocarea locurilor în căminele de 2 locuri. Sunt o parte din locuri deja sunt alocate prin sistemul de precazare pentru studenții din anii mai mari. Bineînțeles că noi încurajăm performanța. Deci în căminele de 2 locuri sunt cazați în mod direct studenții care au performat în anii anteriori.
Deci au făcut cerere pentru aceste cămine și în funcție de medie au fost repartizați în căminele respective. Mai sunt studenții de la master care au prioritate în căminele de două locuri și respectiv avem o parte din studenții căsătoriți sau frați care intră în aceste cămine. Am investit din resurse proprii aproximativ 100.000 de euro, deci 436.000 de lei, dacă mi-aduc aminte bine cifra totală, preponderent în reparații la căminele menționate, 19, 20, 21. Universitatea Politehnică Timișoara este una dintre cele mai căutate instituții de învățământ superior din România, care atrage anual mii de studenți dornici să studieze într-un domeniu de viitor.